Bună seara, doamnelor și domnilor, juridice ro, dezbateri. Suntem în seara asta împreună cu dumneavoastră, cu doi invitați dragi mie și îi prezint acum domnul profesor Mihai Hotca, coordonator Hotca și Asociații. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Și domnul avocat Alexandru Sitaru, de asemenea Hotca și Asociații. Bună seara! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație! Dragi mie în general, dar pentru această temă, respectiv o discuție despre integritatea în mediul privat și protecția acesteia, domniile lor sunt probabil cele mai potrivite persoane pentru a avea această discuție. O să începem cu domnul profesor Mihai Hotca. Domnul profesor, pare interesant, pe de o parte, incitant, dar în același timp cumva neașteptat să vorbim despre integritatea în afaceri, în mediul privat. Cum vedeți dumneavoastră apariția, să zicem, a acestui subiect în discuțiile juridice, să spunem așa? Până acum erau oarecum, se discuta mai mult la nivel de la nivel public, la nivelul funcționarilor publici, să spunem așa. În mediul privat avem tendința să ne gândim fiecare cu banul lui și integru, neintegru, nu știu. Da, sunt multe de spus. Dacă ar fi să localizăm în timp când a apărut integritatea în mediul afacerilor și cum s-a dezvoltat mai târziu acest concept, cred că e foarte greu. Aș puncta câteva aspecte, însă, care mi se par foarte importante pentru evoluția acestui concept. Și conceptul în sine presupun că are niște paliere, să spunem așa. Așa este, pentru că la acest moment nu discutăm despre o definiție, despre o conturare, să spunem, general acceptată de către cei din domeniu. Asta și pentru că, cumva, integritatea avem tendința să o asociem foarte strâns cu moralitatea și imediat ajungem în fața unei imagini cumva, nu în opoziție, dar moralitatea și afacerile cumva în percepția generală, da. Par o contradicție în termen. Nu neapărat, dar undeva două paralele care, dacă se ating undeva foarte departe de noi. Da. Smith spunea că economia nu are nevoie de intervenția statului. Există o mână invizibilă care reglează lucrurile. Asta a fost teoria clasică în domeniul economic și era cea mai respectată dintre toate teoriile emise, până însă la un moment cheie. Marea criză din perioada interbelică. După marea criză din perioada interbelică, s-a pus problema, oare chiar trebuie să stea statul deoparte? Nu trebuie să se implice în economie? Și un alt mare gânditor clasic, Keynes de data asta, ne vorbește de spiritele animale, care trebuie domolite prin intervenția statului. Și o perioadă lungă de timp după război, cel de-al doilea război mondial, până în anii 80, intervenția statului în economie era relativ vizibilă. În anii 80, odată cu Reagan, Margaret Thatcher, lucrurile s-au schimbat din nou. A fost redescoperită teoria clasică a lui Smith, așa numită mână invizibilă, care era considerată că ar trebui să prevaleze într-o economie de piață.
În prezent... Un stat discret. Da, și spiritele animale ale lui Keynes au fost aruncate în Muzeul de Istorie al Economiei. Însă a venit recesiunea din 2008, când din nou s-a discutat despre intervenția statului în economie și cunoaștem anii 2009-10, când statul a intervenit destul de brutal, atât în economie cât și în zona financiară. Și sigur, mai ales poate. Iată că în toată această perioadă destul de mare, din perioada interbelică până în prezent, sunt vreo 100 de ani, aproximativ, în toată această perioadă, cea care a fost ignorată, dar din când în când și afirmată, a fost tocmai integritatea. Deci, până la urmă, în afară de principiul că obiectivul principal al comerciantului, al celui care desfășoară activități economice, este profitul, cum spuneau romanii, finis mercatorum est lucrum. Ca un preț pentru risc. Exact. Și atunci celelalte lucruri nu trebuie să conteze prea mult. La toate acestea a apărut însă această teză a unei, să-i spunem, onestități, atât din perspectiva legii în vigoare, dar mai ales și prin pătrunderea într-o zonă a moralității. Adică, apropo de întrebarea noastră de la început, integritatea este și un pic de morală, dar mai mult decât morală, este și ceea ce prevede legea, dar mai mult decât prevede legea. Deci, cu alte cuvinte, dacă m-aș gândi să definesc integritatea în prezent pe baza evoluției sale, cred că ar trebui să-i spunem că este un ansamblu de reguli impuse de stat prin legislație, dar alături de aceste reguli mai cuprinde și regulile autoimpuse. Acele norme, să spunem, pe care fiecare agent economic, organizație privată, și le autoimpune, în primul rând, pentru a dobândi reziliență sau robustețe în câmpul afacerilor. Cumva așa numitele reguli de bună guvernanță în afaceri, să spunem, cunoscute. Putem discuta aici de sistem de integritate, cod de conduită și integritate, cod de etică și așa mai departe. Sunt diverse denumiri folosite pentru reglementarea care vizează integritatea în domeniul afacerilor. Aș vrea să punctez un aspect înainte de a trece la următoarele chestiuni. Practic, pe de o parte, mă rog, știm că în 2009 a început ultima criză, nu știm dacă am ieșit din ea. Tocmai spun unii, datorită sau din cauza acestei intervenții hotărâte, să nu-i spunem brutale, a statului, dar a statului însemnând în special băncile centrale, pentru că această criză, spre deosebire de celelalte, a fost cumva controlată printr-o emisiune de masă monetară, prin scădere de dobânzi, prin, spun unii, invadarea pieței cu bani, care situația care nimeni nu știe când și cum se va deconta la următoarea zguduială. Pe de o parte, și pe de altă parte, aș mai vrea să adaug că marea recesiune din 29-33 cunoscută, în realitate a avut cel puțin în Statele Unite, apropo de ideea de instrumentul intervenționist al statului în reglarea mecanismelor, o criză mai puțin cunoscută la începutul secolului, care a determinat grupul celor mari industriași de la momentul respectiv, industriași care se îmbogățiseră, Rockefeller și ceilalți, Morgan, care se îmbogățiseră în jumătatea de secol anterioare, să spunem așa, prin metode de acumulare primitivă de capital, să zicem așa, să iau o primă măsură.
salvând sistemul financiar american până la urmă în 1905 sau 7, nu mai țin minte exact anul, da? Au hotărât înființarea Federal Reserve. Așa a apărut, da, tot ca o reacție de a controla puțin integritatea sau lipsa de integritate în rândul speculatorilor, cumva. Așa e. De cele mai multe ori, regulile sunt, să spunem, transpuse în practică de după nevoie. Și de nevoie. După ce a apărut un fenomen. Da. Și prin implementarea regulilor se urmează de regulă două obiective. Eliminarea efectelor negative produse de fenomenul respectiv și prevenirea în viitor altor fenomene similare. Și totuși, domnul profesor, această integritate, mai bine spus această cerință, acest deziderat până la urmă, cum conviețuiește, cum se împacă cu legile economiei, nu neapărat cele, să spunem, da, depinde și de doctrina prin ochii căreia te uiți la aceste legi, la aceste legi ale economiei. Dar oricum ar fi, vorbim de liberă concurență, vorbim de, eu știu, de inițiativă privată, de drept la proprietate. Cum... După ce am văzut cum s-au manifestat cele două curente clasice, mâna invizibilă și spiritele animale, am putea spune că în prezent un al treilea curent care preia din fiecare teorii clasice câte ceva, își găsește loc în economia de piață. Și în gândirea economică. Exact, și în gândirea economică. Este vorba despre așa numita economie comportamentală, care ține seama foarte mult, în primul și în primul rând, de dorințele consumatorului. Este o adevărată doctrină deja, sunt cărți scrise în legătură cu această nouă abordare economică și aș spune că în acest context mai larg a apărut și ideea de integritate, pentru că e considerată integritatea un factor care poate, dacă nu preveni în cele mai multe cazuri, ci să spunem într-o mai mică parte a acestora, el poate să atenueze efectele acestora. Deci un sistem de reguli flexibil, bine așezat, implementat în cadrul organizațiilor private, este apt să producă în primul și în primul rând o atenuare a eventualelor efecte care pot apărea din cauza diferitelor crize, riscuri, indiferent că sunt de natură umană, turbulență, să spun, juridică sau de altă natură, și evident după aceea putem discuta și de o prevenire în viitor. Iar din perspectiva consumatorilor, din perspectiva celor care, să spunem, până la urmă dau verdicte în ceea ce privește succesul unor afaceri, contează foarte mult, a început să conteze foarte mult integritatea, pentru că în această perioadă în care trăim noi, când informația circulă foarte ușor, o problemă de integritate poate fi fatală sau aproape fatală pentru o companie. Astăzi, de pildă, am văzut că a fost anunțat falimentul cele mai mari agenții de turism din lume. Thomas Cook, da. Numai în Germania este... 142.000 de persoane care aveau biletul luat la o subsidiară. Se pune problema câte reguli de integritate au fost încălcate în cadrul acestei organizații de s-a ajuns la această situație. Mai dau un exemplu. Tot de astăzi, un asociat al companiei cunoscute de către multă lume, Tesla, a acționat în judecată Consiliul de Administrație al acestei companii pentru că a stabilit un bonus de succes în favoarea lui Elon Musk de 2,6 miliarde de dolari. Deci, o altă problemă de integritate, pentru că banii ăștia erau, sigur, corelați într-o oarecare măsură cu succesul, dar erau un plus față de veniturile obișnuite.
Da, și ce este interesant este că o curte, un tribunal a acceptat să, cazul ca atare, să... Da, urmează speța să fie soluționată. Da, pe de altă parte, nu, dacă nu suntem convinși de exemplele zilei, nu putem decât să ne întoarcem cu 10 ani în urmă și să ne gândim la ceea ce a determinat. Eu rămân la părerea că este doar o scânteia care a determinat criza, nu neapărat factorul determinant, falimentul Lehman Brothers, în corelație, apropo de reguli de integritate încălcate, în corelație cu modul în care deținerile, să spunem, acestei societăți au fost asigurate. Să ne gândim cum a fost făcut auditul. Ne întoarcem și... Era o problemă de integritate acolo. Absolut. Da. Domnule avocat, domn profesor, deja discutat de modul în care anumite activități au fost sau n-au fost derulate în cadrul companiei sau companiilor care sunt afectate de probleme de integritate. Aici vorbim cumva de gradul de înțelegere, de acceptare, de conformare pe care o companie, o organizație înțelege să îl implementeze, să-l aibă față de această chestiune. Sunt oameni, sunt departamente specializate, depinde de mărimea companiei, care au în fișa postului astfel de sarcini. Vorbim de ofițerul de integritate și conformitate, așa cum este cel mai cunoscut. Cum vedeți dumneavoastră rolul acestui post, acestei poziții într-o organizație, să spunem, românească? Pentru că și aici sunt multe discuții de făcut, dacă de exemplu, într-o cultură anglosaxonă lucrurile sunt văzute într-un fel, franco-germană continentală o vedem altfel. Cum vedeți prezența acestei poziții într-o structură organizațională românească? Așa este, după cum foarte bine ați anticipat dumneavoastră, acest ofițer de integritate a dobândit în ultima vreme o poziție cheie în cadrul organizațiilor private. Dar haideți să vedem înainte de toate ce este, cine este acest ofițer de conformitate. Ofițerul de conformitate aș putea spune că reprezintă o calificare profesională nouă apărută în piața muncii, ca urmare a reglementărilor specifice cu privire la această funcție și rezultată din nevoia resimțită la nivelul intern al organizațiilor private pentru a avea, a deține o poziție independentă de control în materie de integritate și conformitate. Odată trasând locul ofițerului de conformitate în cadrul organizațiilor private, aș vrea să facem o scurtă trecere în revistă cu privire la atributele pe care acesta le are sau ar trebui să le aibă în cadrul organizațiilor private. După caz, în funcție de nevoile organizației respective, ofițerul de conformitate poate sau ar trebui să elaboreze, să implementeze și eventual pe parcurs să actualizeze un cod, așa cum spunea domnul profesor, un cod de etică, de integritate, fie indiferent de denumirea lui la nivel organizațional. Ar trebui să se preocupe de elaborarea, implementarea și, de asemenea, actualizarea în situații specifice a unor proceduri specifice raportate la domeniul de activitate al organizației în cadrul căreia își desfășoară activitatea. Ar trebui să
se ocupe de supravegherea respectării normelor inserate în aceste coduri și în aceste proceduri, în situațiile în care se impune să facă raportări către managementul superior al organizațiilor respective, prin intermediul cărora să sesizeze încălcări ale acestor norme de către personalul contractual, personalul salarizat al organizației respective, indiferent de palierul pe care acestea se află, ar trebui să mențină echilibrul cu privire la aceste norme inserate în cadrul organizației și am în vedere aici realizarea unor discuții cu angajații organizației respective, prin intermediul cărora să dezvolte subiectele sensibile, să ofere o